tot băgă ăștia o chestie. Despre medicină. Ce înseamnă medicina? Băi, medicina e o chestie foarte complicată. Dacă nu o poți înțelege prea bine, e o tâmpenie. Este, nu e un joc. E o chestie chiar foarte serioasă. Este între viață și moarte. Medicii ar fi ca niște sfinți, dar sunt și medici ai morții. Asta e adevărat. Pentru că la un moment dat experimentează, prostește. De ce? Pentru cunoaștere. Nu știu, să cunoască. Să recunoască. Dar mulți, adică am văzut, am întâlnit medici foarte buni. Ca și cum aș fi fost strânge. Deci, nu se începe cu deci, se începe cu deci. Medicii, eu dacă aș fost medic, pula mea, eu recunosc, bag pe YouTube original, eu l-aș pagă, bă. Îi dădeam la zi, dă-mi cașcaval. Dacă era bogat. Dar dacă era sărac, lăsa-mă pace, ce pula mea să-i. Ce pula mea să-i ceru ăla? Înseamnă că de handicapat să fiu la cap. Dacă n-am să ce să-i ceru ăla. Trebuie să fii schizofrenic. Dacă ăla n-are ce să-ți dea, ce pula mă să-ți dea? Pula? Păi atunci fute-te cu el acolo, în birou original. N-ai ce să-i ceri. Dar există un dar dacă ai un dar. Profesionalism. Nu știu, poate spun prostii, cred că sunt prost. Și sunt prost degeaba. Aș fi aplicat aceeași meserie care o știu eu și care am învățat-o din totdeauna și la ăla sărac și la ăla bogat. Nu fac pe haiducu. Dar are dreptul orice om. La fel cum am și eu dreptul. La sănătate. Sănătatea nu poate fi discriminată. Așa aș făcut eu. Poate greșesc. Că gândesc.